România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, astăzi, fix astăzi, se împlinesc 35 de ani de la lansarea unui film care a marcat o generație, dar a și dat o imagine idilică școlii din România. Sunt fix 35 de ani de când în cinematografele noastre avea premiera filmul Liceenii. De atunci l-au văzut milioane de oameni, iar dincolo de iubirea dintre Mihai și Dana, el a venit să ne spună atunci câteva lucruri despre școala din România. Și anume că e plină de oameni serioși și de copii studioși și uneori șotioși, că la noi se învață bine și la nivel de olimpiadă. Ăsta era standardul, țelul. Că împreună trecem peste problemele pe care le avem și că avem profesori minunați care nu lasă niciun copil în urmă. Toată lumea are o șansă la învățat. Și în societatea noastră, de la liceeni încoace, știm că elevii noștri sunt nemaipomeniți, că se duc la olimpiadă și rup tot, că americanii sunt prost pregătiți la școală și că școală, ca la noi, nu se mai face, frate. Doar că în ultimii ani tot vin dușuri reci care ne pun la punct. Prin comparație cu alții, nu numai că apărem slab pregătiți, avem metode și obiective greșite, dar pare că avem și valori greșite. Iar asta duce la dezastre generale pe care le vedeți astăzi. De câteva zile, în bula noastră se rostogolește un sondaj recent făcut de Comisia Europeană. E așa numitul Eurobarometru. Ăsta e un sondaj sociologic. El vine să zic așa. Un român din cinci crede că știința are un impact negativ asupra societății. Majoritatea românilor cred că virusurile au fost create în laborator pentru controlul libertății. Iar jumătate dintre noi cred că leacul pentru cancer există, dar este ascuns din rațiuni comerciale? Păi n-ar trebui să fie invers. O treime dintre noi cred că oamenii au trăit la oaltă cu dinozaurii și la fel, doar o treime, credem că vaccinurile ar putea fi o armă împotriva epidemiei. Dar stați, că e mai mult aici. Eurobarometrul acesta a avut și un test de cultură generală cu 11 întrebări. Doar 2% dintre români au reușit să răspundă corect la mai mult de 8 din 11 întrebări. Doar 2%. Știți care este media europeană? 24%. Iar noi, 2%. 24-2%. Înțelegeți acum mai bine ce avem în față în această epidemie. Înțelegeți mai bine eșecul nostru ca nație, dar și eșecul vaccinării sau al apelului la restricții. Avem o problemă de educație, dar și o problemă culturală, pentru că lipsa de educație generează o cultură bazată pe alt tip de valori. Dacă tu nu crezi în știință, sau nu crezi că știința poate să-ți aducă ceva mai bine, evident că te vei baza pe ce afli de la colțul blocului și pe teorii mai seducătoare. Dacă mintea nu folosește raționamente corecte, atunci când inimii îi se va spune ceva, acela va fi stimulul. Mai e ceva aici care e important de spus. În aceste condiții, autoritățile din România au abandonat școala. Au văzut că nu fac față, că nu au soluții corecte pentru epidemie și au hotărât că școala se oprește de tot. Înțelegeți? Nu am fost capabili să facem acel mic efort care să ne dea soluții nuanțate. Și da, poate că nu facem școală online pentru că nu avem încredere în știință. Online-ul ăla e un fel de știință, nu? Și tocmai s-a dovedit că știința nu ne place, nu ne-a fost insuflată dragostea și priceperea ei. Și poate ar fi trebuit să mergem mai departe cu alte soluții. Vă aștept la dezbaterea de astăzi. Vă dau întrebările imediat. Iată întâi telefonul. 0372069599. 0372069599. Ce vă spun rezultatele acestui sondaj? Suntem o nație needucată sau una care nu are capacitatea de a primi educație? Și în aceste condiții, cum credeți că ar trebui să funcționeze școala în pandemie? Și poate în anii viitori, poate extragem de aici niște învățăminte de la noile generații, nu? Mă gândesc. 0372069599, această emisiune evident este și pe Facebook
știți că mă uiți pe comentariile de acolo, atât cât pot le introduc în emisiune. Declar dezbaterea deschisă aici la Europa FM. Florin este primul la România în direct. Salutare, Florin! Vă salut, vă salut! Mă ascultă 5 minute. Acum vin și eu cu o întrebare. Foarte interesant ce spuneți dumneavoastră acolo, dar numai că până să spun și eu ce am de spus, nu prea înțeleg barometrul ăsta făcut de Uniunea Europeană, care poate e corect, cred. Dacă l-au făcut, înseamnă că o fi corect. Dar de ce l-au făcut și care este rostul lui, încă nu l-am înțeles. El este un barometru standard, se face în fiecare an. Eu l-am văzut... Da, dar cu rostul pentru... Care este rostul lui? Să descoperim ce? Îți dăm niște tendințe și îți arătăm unde este societatea ta ca tu să poți să iei niște decizii. Ăsta e rostul lui. Și dacă vine el astăzi, îi spune așa: uite, estimat guvernul român, am descoperit din măsurătoarea noastră că cetățenii tăi nu cred în știință. Vrei să faci ceva bine? Nu vrei să faci ceva la fel de bine. Da? Îți dăm un standard. Am înțeles. E, acum, da... Bun, eu vreau doar să fac o paranteză acum la ce ai spus tu. Este superb ce mi-ai zis. Da, întrebare. Da, barometru pentru cei cărora le dau bani și care gestionează, adică strict guvernul, ca să vadă ce fel de handicapați avem la conducere, se face? Păi nu știu, nu și ei popor român, habar n-am. Dacă se verifică, uite, o să verific dacă există o măsurare a elitei politice dintr-o țară. N-am pe loc informația asta, să zic. Știu că eurobarometrele astea măsoară o grămadă de lucruri, de la știință la politică. Păi asta. Da. Să înțeleg că barometrul ăsta ne măsoară pe noi, dar nu pe cei care ne conduc, care de fapt ei sunt factori de decizie și care influențează viața, adică egal barometrul pe care ei îl gestionează. Păi nu se pare ciudat? Păi nu știu ce e ciudat aici, că și ei sunt români, adică și lor li s-a aplicat asta. Păi aia e problema, da? Și ei sunt români, dar tu vezi ce români sunt? Păi mă doare capul. Avem o problemă gravă. Deci nu că avem o problemă gravă cu barometrul pe care ni-l indică Uniunea Europeană. Păi noi avem o problemă gravă cu românii noștri, da, care nu sunt cei care... Sunt descriși în barometru. Sunt aia care gestionează situația, care cică ar trebui să ne vrea binele ca să indice și la noi barometru bine. Na, eu păi zic noi avem altfel. O problemă. Eu cred că problema e alta. Fii atent un pic la mine. Eu nu cred că ei nu ar vrea binele. Dar acum încep să cred, atenție, e o diferență, că nu sunt capabili să-l genereze sau să-l gestioneze. Înțelegi nuanța? Adică eu nu cred că un ministru este rău intenționat. Am adus la barometru, dar te întreb. Acum, uite, eu vorbesc personal cu tine. Te întreb. Ție ți se pare că cine a fost factor de decizie de 30 de ani? Spune-mi un nume, după părerea ta, care consideri tu că a vrut să facă bine. Daniel Funeriu. A vrut să facă cine? Bine. Daniel Funeriu. A lăsat o lege bună în spatele lui, care făcea apel la lucrurile astea. A, că nu-ți place modul în care a guvernat sau că nu-ți plac ideile lui, e o altă chestiune. Dar îl cred bine intenționat. Iată diferența. Vezi cum stă diferența? Dar curios este că, culmea culmilor, te cred pe cuvânt, eu nici nu știu cine este. Adică vezi? În viața politică nici măcar nu știu cine este. Da. Îți mulțumesc tare mult. Poate e semnificativ acest telefon pentru acest sondaj. Ok. Bun, domnul Funeriu nu e un star, dar a fost ministru al educației. Bănuiesc că suntem mai mulți care știm cine este. Alin, salutare! Ție ce-ți spune acest sondaj făcut de Uniunea Europeană? Salut, Cătălin! Mi-e spune că arată realitatea. Și apropo de trăitul cu dinozaurii, noi încă mai trăim cu dinozaurii. Ne uităm numai pe șosele României. Bun. Cu dinozauri sunt. Bun, da, surprinde o realitate, dar nu-mi răspuns la întrebare în situația asta. Și întrebarea e următoarea. Dom'le, suntem incapabili? Suntem incapabili noi ca popor, ca genă, ca asta? Sau doar... Da, pentru că la nivelul de analfabetism care e în România, mai mult de atât noi nu putem. Să ne uităm doar la examenele de titularizare a profesorilor.
note de 1, de 2, ce pretenții să mai avem atunci, Cătălin? Păi, poate pur și simplu îți needucație, adică tu îmi spui că sunt de-a dreptul incapabil, adică poate pe un om, dacă îl iei de mână și îi arăți pas cu pas, poate înțelege niște lucruri. Noi de 30 de ani, poate și înainte, cu mult timp înainte, noi așa am fost învățați să fim luați de mânuță și duși, mutați ca pe pionii de șac. Noi nu am avut niciodată inițiativă. Da, de la noi, cei care au avut inițiative au plecat. Pentru că s-au simțit îngrădiți în a avea inițiative. Poate acest sondaj... De ani au plecat oamenii de științe, de ani au plecat profesori buni, de ani au plecat doctori buni și mai există aspectul celălalt, unde intră politicul în orice domeniu. Politicul le știe pe toate. Românul, în general, le știe pe toate. Știe medicină, știe politică, știe fotbal, știe inginerie moleculară, știe tot ce vrei. Știe, dar de fapt nu știe nimic. Spune-mi în singura acest... Singura ramură care n-a fost încălcată de politic e biserica. Ăia nu și-au au monopolizat, n-a lăsat pe nimeni să intre în, în rândurile lor. Spune-mi în aceste condiții, Alin, cum crezi că ar trebui să funcționeze școala acum, în perioada de pandemie? Cum ar trebui să... În perioada asta? Da. Online. Ținând cont de situația pandemică din țară. Și pot să dau un exemplu concret. A copilului meu de la școală, clasa 10-a, clasa 9-a l-au pierdut. Copilul tău e de aceeași vârstă, știi destul de bine. Clasa 10-a, la ce, pentru ce le-au dat vacanță? Pe șase erau jumate online, jumate acasă. Măcar ținea în priză, cât de cât. Nu am înțeles, da, nici eu. Dar știi ce înțeleg din acest sondaj? Știi ce înțeleg din acest sondaj? Că nu au nici priceperea să o facă, pentru că acest sondaj nu vorbește doar despre noi, restul cetățenilor, că acolo sunt niște lumini în fruntea statului. Acum mai ușor să zică, gata, vacanță, pentru că nu au soluții. Exact. Au discursurile lor în limba lor de lemn, numai ei înțeleg ce zic. Plus de aia apar fake news-urile, apar pe Facebook, fel și fel de oameni, de la coada vacii până la sapa de lemn, care și invidiați mai dau cu sapa, dar ea sunt crezuți, ea tot timpul au credibilitate, pentru că vorbesc mai tare, probabil stau la munte și au glasul mai puternic. Un doctor nu e crezut, un inginer nu e crezut, mai mulți doctori nu sunt crezuți. Dar un vraci s-ar putea să fie crezut. Îți mulțumesc, Alin. Cineva spune pe Facebook așa, să ne întoarcem la comunism. A, păi nu, că de acolo pornește. Înțelegeți? Minciuna acolo s-a rostit întâia dată când s-a spus, domnule, școală extraordinară ca în România, merg copiii ăștia la Olimpiadă. Mamă, mamă, ce le facem? Învățământ pe vârfuri. Acolo am spus prima dată minciuna despre școala românească. Și atunci nu ne puteam măsura cu nimeni și am zis, băi, extraordinar, ia uite mă, din clasa asta 10 copii au luat 10 și au intrat la liceu. La medicină, maică, sunt extraordinar. Problema a apărut când am început să ne comparăm cu alții și am avut instrumentul comparației. Acolo apare ea această problemă. Zice, ia uite, domnule, școala românească începând din comunism a produs un sistem de învățământ care arată așa, în care 2% unimeresc la cultură generală. Bine, dar poate nu-i concurs, poate suntem descurcăreți. Florentin, salutare, bine ai venit la România în direct. Ce spune ție sondajul ăsta? Stai să mai zic din el. Doar un român din 4 consideră că știința este importantă în viața de zi cu zi. Băi, nene, un român din 4 și tramvaiul, tu știință e. Salut, Florentin. Salut, Cătălin, salutare tuturor. Din punctul meu de vedere, aici este greșit cum gândește, pentru că la ora actuală, în 2021, ne folosim de știință și știința a adus foarte multe lucruri benefice. Începând autovehicule, începând cu știința, începând cu fuziuni și așa mai departe, în chimie, biologie, inginerie și așa mai departe, da? Da. Aici este o greșeală. Problema este alta. Nu mai iau după barometrul Europei, că barometrul Europei este stricat de când, după în anii 2000. Total stricat. Și acum vă dau un exemplu concret. Eu n-aș vrea să înțelegeți greșit, dar în fiecare an mă duc și îmi petrec concediu în afara țării. De ce? Una este când te duci în Mamaia, pe litoralul nostru, și te jegmănește de bani. Așa. Și vă dau un exemplu concret. Cu 1000 de euro în Mamaia pentru o săptămână, miroșea prost. Miroșea prost de la Tulcea.
de la Timișoara, de la Craiova. Așa. Dacă are... 1000 de euro dacă te duci în Dubai sau în Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, vreau să spun că acolo simți într-adevăr conștiința și tratat cu respect. Povestea asta ne ajută la ce în dezbaterea asta? Ne ajută ce vrei foarte mult, pentru că sistemul nostru educațional este la pământ, dezastruos. Și eu spun acum, la vârsta de 40 de ani, nu mi-a folosit absolut cu nimic cotangentă, tangentă, sinus, cosinus. Crede-mă și o spun în tot sufletul. Nu mi-a folosit la absolut nimic. Și eu trăiesc aceeași dramă, aș încerca să fiu un pic echilibrat. Ți-a structurat creierul de o anumită manieră, dar că nu am reținut niciunul dintre noi formulele alea și nu știm la ce să le folosim în viața reală. Și nu numai, Cătălin, la ce ți-a folosit? În ce domeniu activezi? În domeniul ăsta în care creația și... Da, conținutul e mânca noastră. Folosește la ceva? Sunt perfect de acord acei studenți, acei elevi care vor să urmeze partea informatică, vor să urmeze matematica, fizica, chimia, biologia. N-am nimic împotrivă. Dar totuși sistemul nostru este bolnav. Nu ne putem compara cu alte state. Noi nu ne putem compara și noi, ca să o spun și pe cealaltă drept, guvernanții noștri de 30 de ani nu ne lasă să evoluăm. Stai. Noi, ca și nație, ca și societate, noi încercăm pot să evoluăm. Pot să introduc o nuanță aici? Pot să introduc o nuanță aici? Dom'le, guvernanții sunt aceiași oameni în România și ei răspund la același sondaj, înțelegi? Nu că... Acum, păi pentru mine e relevant... Ori, Cătălin, pentru că una mă întreb pe mine, eu am părerea mea, una e părerea ta, una a lui Alin, cel care a fost înainte interlocutor, are părerea lui. Fiecare cu părerea lui. Dar, dacă te uiți în hotărârile de guvern, ordonanțe de urgență, legi, decrete și așa mai departe, actele normative, îți îngrădesc dreptul tău și revin la subiectul. În noiembrie, decembrie și ianuarie, deci 2020-2021, acum 10-11 luni, orașul Dubai a pierdut $1 miliard. Da? Vicepreședintele, care este și emirul Dubaiului, Al Maktoum, prin decret prezidențial a zis să deschidă toate restaurantele, barurile și fiecare instituție de stat să respecte normele, da? Adică mască și așa mai departe. Pe când restaurantele cele private, dacă vor să respecte, bine, dacă nu, nu. Într-o lună de zile, la bugetul local și la bugetul Dubaiului a ajuns înapoi $1 miliard. De și ce? Asta ce ne pentru zice? Că ei au spus foarte simplu, noi ne îngropăm singuri economia, noi ne distrugem singuri. Știi ce îmi povestești tu aici? Tu îmi povestești... sigur că e realitatea. Îmi povestești despre incapacitatea liderilor români de a lua decizii și eu vreau să-ți atrag atenția asupra acestui lucru. Acest sondaj ne arată că și liderii care conduc această țară sunt la fel de slab pregătiți ca și majoritatea cetățenilor. Pentru că ei hai nu sunt neapărat niște... Hai să dăm exemplu concret, Cătălin. Când tu, ca prim-ministru, spui anul 2020, pambrică. Păi ce vrei și tu acum pui la BNR, îl pui consilier? Da. Cătălin, despre ce vorbim? Da. Când tu pui incapabil, tu pui marionete, oameni cu 3 clase, tu pui la Apele Române o tipă care a studiat masterul cu tacul de biliard, despre ce vorbim? Despre asta vorbim. Despre oamenii care ar fi trebuit să ia decizii și nu pot să le ia. Și noi în conștiința noastră și ne mințim singur, că aici este o problemă, singur ne mințim. Ești la vot, când vezi atâtea vedete, ești la vot că poți schimba ceva. Nu! Singurul lucru care se poate schimba, am terminat facultatea de drept de mulți ani, singurul lucru prin care se pot schimba și tot timpul să leagă azut oricine, orice partid, este Constituția. Dacă în Constituție este stipulat numărul de parlamentari, drepturile și libertățile fundamentale, când un stat nu are Constituție sau este Constituția este călcată în picioare, acel stat nu mai există. Punct. Mulțumesc. Eu zic că acel stat nu există, în primul rând, când nu are capacitatea de a se dezvolta. Și ai pomenit de vot. Da, ce sondaj îți arată și de ce mulți dintre noi nu înțeleg relevanța votului? Pentru că și votul ține de un tip de știință, de funcționare a societăților, de funcționarea comunităților, de lucruri pe care le poți face în comun. Și nu avem capacitatea de a pune aceste lucruri în legătură cei mai mulți dintre noi. Asta arată sondajul ăsta. Da. Când 3 din 10 români, doar 3 din 10 români, știu că antibioticile omoară doar bacterii, nu și virusuri, 3 din 10, așa, ei își închipuie realități greșite și despre alte lucruri pe care le au în față, inclusiv despre vot. Asta e teoria mea. Raluca, ești la România în direct. Salutare! Tu ce părere ai de sondajul ăsta? Bună ziua!
Eu sunt medic, deci pot să am doar o părere bună despre școala românească. Eu dacă vreau și azi și ieri și mâine pot să plec unde vreau, eu mai am puțin în state când mai chef dau examene, că le-am dat pe toate și nu mai vreau. Da, am oferte și acum. Școala românească poate să fie bună. Mie mi se pare că e firesc ce se întâmplă acum după Revoluție, că da, așa durează un pic schimbarea, da, am evoluat, nu vreau un comunist. A, să vă spun de ce le-a dat vacanță, părerea mea. Am o fetiță în clasa 6, are 12 ani, împlinit proaspăt. Vă dau informația asta pentru că anul trecut era legea aceea care, dacă copiii sunt online și părinții sunt în domenii esențiale... Da, domnule, trebuie să-i plătească, da. E da. Doar o explicație, dar tu ca stat ești dator să le dai oamenilor când ai o condiție atât de joasă da. În întreaga Europa, că... tu ești dator să le dai o măcar o fărâmă de școală. Păi da, stați că a fost așa. Deci, nu știu dacă știți cum a fost cu... Ori stăteai acasă cu 75%, ori dădea un sport de online, copil tău, bine. Asta n-a fost la familiile monoparentale. Lucru pe care l-am obținut după o luptă îndelungată, bine, am mai beneficiat 3 zile și eu, da, asta e treaba. N-am stat acasă, că nu pot și nici nu mi-aș trecut prin cap să stau acasă. Nu, sunt medic. Mm-hmm. Iar acum, 2 săptămâni, ar fi însemnat alți bani. Eu știu ce discuții sunt când vin persoanele cu cererea că e online și nu prea vor să acorde, a fost și asta, plus că cred că e mai simplu. Stau, domnule, acasă când am plictisitatea ta, panorama. Da, trebuie online și da, poate că nu fi cea mai bună școală, dar dacă asta e situația acum, situația e tragică și copiii pot să învețe, da, și de ce nu se respectă? Pentru că dacă nu trebuie să spună Iohannis să-mi spună nu aruncați ștocul pe jos. Trebuie să știu eu că nu trebuie să-l arunc, chiar dacă-l arunc, vine poliția și mă amendează. Dacă tu ai reușit în viață, Raluca, și lucrurile ți-au mers bine, crezi tu că de asta e școala românească excelentă? Nu numai de asta, stați puțin, că nu trebuie să mă învețe școala să mă port. Acasă mă învață, iar ce spunea domnul înainte, sinus, cosinus, cotangentă, pardon, se învață la matematică și eu ai făcut eu medicina, dar am făcut mate fizică și chiar mă simt foarte cool când știu să spun ce aia matrice și alte termeni derivate. Nu știu exact la ce folosesc, dar... Îți folosește în ce faci? Da. Am înțeles că dacă îți cumperi un teren și vrei să-l măsori cum trebuie, îți folosește. Dar trebuie să folosesc, că știți, liceele sunt de cultură generală. Și atunci de ce nu ne-a învățat nimeni să măsurăm un teren la școală și ne-a învățat matrice și cotangentă și sinus și cosinus? Întreb. Că e foarte... Nu știu de ce, dar școala poate să fie și... Nu e mai bună în alte țări. Eu am neamăt prin toată lumea asta și... Școala nu e mai bună. Să învață mai multă. A, să învață mai mult? Fii atent. Ești, Raluca, ești la medicină. Ai făcut orele de chimie din liceu. Ții minte catenele? Le ții minte catenele? Da. Le știi catenele, acum da? Acum nu le folosesc. Acum nu le... A, nici tu nu le folosești. Știi cât luam eu la... Stai un pic, ce știi cât luam eu la... Păi ai fi trecut prin facultate. Catenele sunt niște... Nici nu mai știu să explic, dar știu cum arătau pe tablă. Hexagoane cu niște antenuțe și cu niște cifre în vârful antenuțelor. Eu la alea am luat 2 și 3 tot liceul pentru că nu înțelegeam ce sunt, la ce folosesc și de ce trebuie să aibă cifrele alea în vârf. Nu a fost nimeni să-mi explice. Structura catenei și... Așa. Și ce e o catenă? Uite, stai tu medic astăzi și eu ziarist și hai să explicăm poporului ce e o catenă. Domnule, m-a învățat un an de zile despre catene. Cum? Domnule, în tot ce vezi la școală trebuie să fii folositor în toată viața asta. Dar la un moment dat... Dar nu trebuie să ai bun sens? Dacă asta este structura catenei... Dar ce-i catena, vezi? Că de-aia... Catena e o farmacie. Da, am hai că ești simpatică, acum. Da, bravo. Treci pe la caserie. Catena e o farmacie. Iar dacă văd undeva scris caserie, drăgușorul din mine scoate pixul și corectează, să știți. Iar agrămați sunt peste toată lumea asta. Nu ați văzut cum se vorbește în Anglia? Ți-ai de păr. Iar eu când am fost prima dată în Franța, cu toată franceza mea elegantă, nu mă înțelegeam cu omenea, că ea vorbeau, vai, de mine. Nu știu că suntem mai proști. Doar cred că acum este frustrarea de după Revoluție, care încă mai ține, pentru că peste tot a fost așa, dar noi suntem un pic în urmă. Dă, comunismul și nu mi-e dor, deși nu am avut o situație foarte nasoală, dar așa a fost. O să evoluăm și eu vreau să fac parte din schimbare, de aia n-am plecat. Pentru că, se poate. Știi că schimbarea e lentă. Îți mulțumesc, Raluca, încerc să fac loc la cât mai multă lume. Noi suntem jos în acest sondaj, suntem jos față de alte țări, dar să știți că progresăm. Adică în 2013, în 2014 am fost și mai jos de atât. Nu uitați că tot din sondajul ăsta ne-a apărut ăla cu
românii mulți care cred că pământul este plat. Păi da, că dacă în 2015 mai crezi că pământul este plat, atunci chiar avem niște probleme mari. Adrian, salutare, ești la România în direct. Știi de unde am pornit astăzi? Eurobarometru, care zice că nu prea credem în știință. Și vă întrebam ce părere aveți despre Eurobarometrul ăsta și, de asemenea, în această situație, cum ar trebui să meargă școlile din România azi? Cătălin, e ceea ce știm toți, că se întâmplă în țara asta, ceea ce știi și tu. După părerea mea, la ceea ce văd în jurul meu, noi, mi-e greu să spun că evoluăm la nivel de educație. Cred că involuăm. Și nu știu dacă ai văzut filmul Idiocrație, cred că ne îndreptăm spre așa ceva. Da, am auzit de el, multă lume îl laudă. Îl recomand. Da. Îl recomand și îl recomand tuturor. Iar la ce, la Eurobarometru respectiv... Zi, nu te emoționa, știu. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. E societatea noastră. Păi sigur că e societatea noastră. Noi am făcut-o praf, noi trebuie să o reparăm. Praf, exact. Da. Dar aici s-a ajuns și din cauza lipsei de educație. E ceea ce văd eu în jurul meu. Educație care, dacă îi educăm frumos pe copii, dacă îi școlim cum trebuie, pe ea nu o să mai putem să-i cumpărăm ulterior cu un cinț de făină să le cumpărăm votul. Am făcut această emisiune cu acest Eurobarometru, dragul meu Adrian, ca să-ți arăt că în condiții dramatice de știință și de educație în România și cu rezultate dezastroase în pandemie, noi am oprit școala. Ăsta e lucrul asupra căruia am vrut să vă atrag atenția. Că deși suntem aici la nivelul broaștei, la nivelul genunchiului broaștei, suntem și cu școala oprită. Adică, în afară de noi care suntem pe la serviciu, nimeni nu le mai dă o fărâmă de ceva copiilor noștri. Să le spună, bă, uitați, citiți, aflați, să vă spun o poveste. Înțelegi? De ce să le dea? Nu are nimeni interes. Bugetarul merge acasă la ora 3, Cătălin. Nu-l interesează ce lasă în urma lui. Am auzit de profesori extraordinari care continuă orele cu copiii lor. De acord cu tine, am cunoscut și cunosc. Dar învățământ, se numește învățământ de masă. Ce procent e profesorii care își dau cu adevărat interesul? Doamna Ioana Turcu, profesoară de flaut la Colegiul George Enescu din București. Doamna Spălăria în fața dânsei. Domnul Câmpeanu ne trimite forțat în vacanță. Eu și elevii mei nu vom intra în vacanță. Nu plătesc copiii care vor să studieze. Irresponsabilitatea autorităților care în vară ne anunțau cu surle și trumbițe că am învins pandemia. Nu plătesc acești copii toleranța pe care aceleași autorități au manifestat-o față de antivaxări și față de televiziunile care i-au promovat. Elevii mei se pregătesc pentru concursurile internaționale, au nevoie de studiu continuu și voi continua să lucrez cu ei, indiferent de deciziile fără noimă care se iau acum în ceasul al 18-lea și ea face școală online cu copiii ei, înțelegi? Înțeleg. Acum, sărind de la un subiect la altul, pe este european greu o să-l rogi frumos să respecte ceva. De asta am ajuns și ca pandemie unde suntem în momentul de față. La est european trebuie să-i impui. Trebuie să-l ameninți, trebuie să-l cerți, trebuie să-l amendezi, trebuie să-l constrângi. Da, altfel nu cu te rog frumos, porc mască la mine în magazin, nu merge. Da, aici ai dreptate. Comunismul este, îți mulțumesc, comunismul este unul dintre motive, al doilea este proasta educație pe care am primit-o, pentru că dacă am înțelege mai mult din cei în jurul nostru, ne-am comportat mai frumos și cu lumea, da, și cu mediu și cu tot ceea ce ne înconjoară. A venit o altă Raluca la România în direct. Salutare! Bună ziua! Bine v-am găsit! Te ascult. Auziți? Să vorbești tărișor așa, mai cu viață. Da, încerc. Mai cu viață încerc, să la volan în mașină, dar în mod regulamentar, pe căști. Așa. Rare ori am... De fapt, e prima oară când intru în direct, rare ori am simțit nevoia să intervin probabil din lipsă de curaj, dar de data asta... Cumva, cu gustul amar al zilelor în care trăim, am zis că poate am ocazia așa să-mi vărs năduful. Ia zi. Răspunzând la întrebarea și la tema zilei,
perfect de acord cu antevorbitorii mei că într-adevăr este oglinda a societății. Deși fiecare probabil răspunde acest sondaj la care, pe care l-ai pus în discuție astăzi, deși probabil răspundem în mod subiectiv prin prisma experienței și a vieții de zi cu zi. Ne influențează răspunsul. Da, așa e societatea în care trăim, aici am ajuns, dar trebuie să ne uităm un pic în spate. Fac parte, într-adevăr, dintr-o generație care nu a avut neapărat, nu a trăit sub comunism mulți ani de zile, eram micuță, dar suntem sub influența părinților care au trăit acele vremuri și se fac resimțite, rămân anumite consecințe. Eu zic că de acolo, dacă pornim și ne uităm la evoluția noastră în timp, o evoluție analizată și gândită de alții, una negativă, dacă se poate spune așa, adică mai mult am involuat, în, dacă putem spune, totuși am ajuns în momentul ăsta să nu mai știm, să nu mai avem o bază solidă. Noi am pornit de la niște vremuri în care școala era importantă, dar cu toate modificările ulterioare am uitat de la pe ce am construit și tot adăugăm. Astăzi educația în care, în sistem de învățământ în care mi-aș dori să intru, și asta a fost unul dintre motivele pentru care mi-am dorit să intru în direct, pentru că am terminat primul modul acelui pregătire psihopedagogică, gândindu-mă că poate ar fi o idee să abordez și o intrare în învățământ, mi-am dat seama că la teorie stăm bine, dar în practică noi nu, este foarte greu să transpunem și să aducem la zi acest sistem de învățământ pe care s-a lucrat pe bucățele. Cu bună intenție, cum spui tu, politic vorbind, dar s-a lucrat pe bucățele. S-a lucrat niciodată privind în ansamblu. Și atunci societatea asta, anii ăștia care au trecut de la Revoluție până acum, n-a fost decât o societate pe care s-a petecit și în care au rămas găuri mari neacoperite. Și facem aici referire la zonele unde educația nu și-a spus cuvântul și atunci omul, copilul, nu s-a format în mod corect. Noi nu înțelegem nici prea bine ce înseamnă ideea de democrație și trăim într-o societate în care democrația este prost înțeleasă. Cum perfect a terminat antevorbitorul meu, că râdeam, îmi imaginam că de fapt cu asta aș fi început, din păcate noi trebuie în zilele noastre să fim obligați să facem ceva. Îmi pare foarte rău, de formație sunt jurist, practic poți aici obligi, în zona asta... Poți să obligi la educație, Raluca? Nu pot să obligi la educație, într-adevăr. Nu poți să obligi la educație și nu poți să obligi la alte multe lucruri, adică exact ce se discută în ziua de astăzi, încălcarea unor drepturi constituționale. Am râs într-o discuție, trec de la una la alta, într-adevăr, într-o discuție cu niște prieteni, într-adevăr, absolvenți de studii superioare, și-au numit drepturile constituționale drepturi firești. Eu în toată facultatea mea n-am întâlnit. Da, un novice, o persoană obișnuită nu trebuie să neapărat să cunoască anumiți termeni juridici, anumit drept firesc. La multe lucruri nu putem fi obligați, dar se pare că în natura noastră, după părerea mea și așa simțind realitatea zilelor acestora, în natura noastră stă ceva ce nu pot să denumesc în vreun termen, dar ceva ce are nevoie totuși de o ușoară îngrădire din aceea părintească, fermă. Nu în zona de constrângere, dar nu de interzicere absolută. Pentru că foarte interesant. Îți mulțumesc, Raluca. Așadar, cu constrângere, credeți că vom face mai mult sau cu deschidere? Nu știu, o să mai medităm la chestiunea asta. Dar aș vrea să-l las pe Cezar să încheie emisiunea asta. Salutare! Bună, bună, bună și antevorbitorilor mei. Raluca are foarte mare dreptate în ceea ce spune, până la un anumit punct, din punctul meu de vedere. Și eu sunt medic. Am avut încredere în societatea românească, în oameni. Dar în ultima perioadă mi-am dat seama că ar trebui să-mi cam pierd încrederea în oameni, pentru că suntem într-adevăr o gloată și când spun suntem, mă asimilez, pentru că suntem asimilați cu masa de ceilalți, suntem o gloată de needucați, incapabili să primească educație chiar așa stricată cum o considerăm noi. Sistemul de învățământ este croit după un model vechi. Știți, cred că ne caracterizează o vorbă, tot a noastră, prostul nu e prost destul până nu e și fudul.
în loc să preluăm modele care funcționează în alte părți ale lumii extraordinar de bine și să le adaptăm la societatea noastră, noi construim modele noi, greșite, de la bun început. Și care să răspundă niciun plus unor cerințe ale sistemului, înțelegi? Asta e. Trebuie protejate niște persoane, niște personaje. Cam așa se întâmplă lucrurile. Bineînțeles. Și mai e o chestie care pe mine mă intrigă. Știu că nu este omenește corect, dar votul celor 2% care au răspuns corect la mare parte din acel chestionar contează la fel de mult ca votul celui care nu a răspuns corect la nicio întrebare. Și de asta ajung oameni incapabili la vârful țării. Că, și vorba ta, și ei sunt tot români și fac parte din aceeași societate. Când cereți statului român, îți mulțumesc, Cezar, pentru punctul tău de vedere, dar astăzi ne oprim aici. Când cereți statului român lucruri, gândiți-vă că pe lângă hoția și ticăloșia pe care l-am văzut în multe situații, poate și o lipsă mare de pregătire. Cu un lucru vreau să termin astăzi. M-a sunat recent Gindrovel Dumitra, unul dintre medicii cunoscuți și pe care i-ați văzut la Trezor în această perioadă, și domnia sa mi-a spus așa: de ce nu folosim această perioadă complicată din viața școlară noastră învățându-i pe copii cum să se păzească de acest virus, adică să facem ore de sănătate care să-i lase mai târziu să trăiască în condițiile în care putem trăi astăzi? Întreb, nu facem nici măcar asta, nu le spunem nici măcar într-o oră separată, băi, uite, așa se procedează, asta e cu virusul ăsta, asta puteți face. Nu. Dorința noastră a fost să oprim școala. Asta e pe astăzi, prieteni. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.